Dar spune că municipiul Piatra Neamț are cinstea de a găzdui doi romașcani în această seară. Sigur, nu o face pentru prima dată, cel puțin în cazul lui Cristinel Ionel Prisacaru. Asistăm la un duplex între doi artiști diferiți, ca tehnică, ca vârstă, ca experiență de viață și totuși uniți în câteva repere importante. De fapt, expoziția din această seară e dedicată peisajului. Deci nu veți căuta portrete, nu le veți găsi, nici compoziții de un anume tip, vom găsi însă peisaj din plin. Și am să încep cu domnul Constantin Adamovici, care a ilustrat foarte bine conceptul de natura artifex. La el, natura, natura naturata, deci așa cum e doar un pretext, e un punct de plecare. Sensibilitatea sa îl duce spre un galben, când crom, când citron, când un galben permanent, dacă ar fi și așa ceva. Și de aceea majoritatea pădurilor, toamnelor, sunt absolut admirabile, aș spune mnemotehnice. Surpriza vine din, totuși dintr-o compoziție, cum e acea lucrare din fața noastră, în care personajele sunt foarte interesant structurate, grupate, poate fi o petrecere, poate fi un început de adunare, o dezbatere liberă. Deci, foarte, foarte interesant. E unul din tablourile deosebite și care au și o perspectivă adâncime. Dar, numai puțin interesante sunt, așa cum spuneam, lucrările care ard. Nu odată, Constantin Adamovici ne-a produs frisoane plăcute prin temperatura lucrărilor sale. Dacă ne uităm la acea toamnă 2, dacă memoria nu mă înșală, ăsta e titlul exact, avem impresia unui foc undeva aprins pe dealuri, un foc fără fum, un foc care vine din adâncul pământului și din adâncul inimii Creatorului. Un pictor pe deplin format, dar datoria mea morală este să adaug că domnia sa este un excelent eseist cu cărți la activ, unele apărute, altele în curs de apariție, și la rândul său un critic de artă foarte fin, așa încât mă întreb de ce m-au chemat pe mine în seara asta când se puteau descurca foarte bine singuri, dar sigur există o explicație, mai greu să vorbești despre tine decât despre ceilalți.
În ceea ce privește pe Cristinel Ionel Prisacaru, trebuie să mărturisesc ceva. Am avut emoții. Sigur, pare ciudat ca un critic să aibă emoții pentru un expozant, dar fiind o mai veche prietenie, aveam emoții. De ce? Pentru că el este un pictor de top. Lucrările sale, foarte bune, au atras atenția și chiar aș spune că a reușit să impune chiar un stil de pensulație, un fel de pointilism major, ceva amintind de mozaicurile de Ravenna prin... aici avem doar câteva semne în acea casă între copaci sau mai sunt câteva semne. Oricum, îi reușesc extraordinar acele lucrări. De asemenea, are foarte frumoase compoziții, mai ales în grafică, unde am curajul să spun, este unul dintre cei mai buni graficieni, nu doar din zonă, ar spune chiar pe Moldova. De altfel, ca o recunoaștere a valorii sale, dacă nu mă înșală memoria, o lucrare, Himera, a primit premiul de grafică unei ediții a Bienalei la Scărvorel de la Piatra Neamț. Și vreau să vă spun că a fost singurul vot unanim pe genuri. Deci toată lumea a fost de acord că e cea mai bună lucrare. Și din juriu erau destui oameni care chiar se priceau, să începem cu Valentin Ciucă și mergând până la câțiva băcăoani. Deci, ce ne propunea astăzi? Peisajele erau o provocare. Și am vrut să văd cum a rezolvat această problemă. Și a rezolvat-o foarte bine. În câteva modalități specifice domniei sale. În primul rând, n-a putut părăsi, n-a putut din punct de vedere tehnic sau ceva, ci pur și simplu legat sufletește de grafică, n-a putut o părăsi și iată, avem chiar aici o lucrare, o monocromie, care se apropie foarte bine de grafică. Deci am putea chiar crede că undeva e o sepie, e o... Deci, sigur, e vorba de altceva. Al doilea lucru pe care îl reușește este monocromia. Spuneam și în cazul lui Dumitru Bostan Junior, adevăratul artist este acela care reușește să spună totul cu cât mai puțină culoare. Un pictor care pune foarte multe culori e un pictor bălțat. Sigur, era și un pictor bălțat, dar nu despre asta e vorba. E stridentă. E o pictură sorcovă. Ori e rafinamentul, iată un Winsler sau ceva, vine din modul în care îți gândești nuanțele, culorile. Chiar dacă, să zicem, culoarea respectivă e foarte greu recognoșibilă în natură. Și în cazul lui Cristinel Ionel Prisacaru, sunt cel puțin 4-5 lucrări care mi confirmă afirmația. Apoi, spuneam că orice artist polemizează cu cei dinaintea sa. E o obligație aproape. Și iată aceste tornade, sigur, cromatice, amintind de pictura lui Van Gogh sau Van Gogh, cum îi spun olandezii. Deci iată această pădure, unul în care pădurea aproape a dispărut, ceea ce contează este acel turbion, acel vortex până la urmă, amintind categoric de Van Gogh. Și mai sunt câteva lucrări care par stihiale.
în care natura se dezlănțuie și un joc foarte interesant între static și dinamic. Deci privirea noastră atunci când se concentrează asupra unui tablou, un nucleu de condensare, este fixare. Ori, în momentul în care ai o lucrare foarte dinamică, ai senzația unui efect Doppler sau, dacă vreți, senzația pe care o ai privind un tren care capătă tot mai multă viteză, pleacă din stație. La început poți recunoaște, poți identifica personajele, pentru că apoi să prinzi cu greu și geamurile. Deci asta e senzația pe care ți-o creează anumite lucrări a lui Cristinel Ionuț Prisacaru. Altfel, sigur că are și lucrări în care vrea să încerce, vrea să polemizeze cu anumite tehnici și este o lucrare chiar de lângă domnișoara elevă, ultima, care este constructivistă, cel puțin în prima, ca punct de plecare, și dacă nu mă înșel, e Duhul copacilor sau Duhul pădurii, ceva în genul ăsta, de fapt un pamflet, pentru că ce mai rămâne dintr-un copac când trupul lui este tăiat? Îi rămâne Duhul, îi rămâne sufletul. Deci ar trebui atunci când mergem printr-o pădure tăiată cu doar buturugi, să ne temem, noi oamenii, pentru că duhurile pădurii ne-ar putea ucide. Supărate pe ceea ce facem noi împotriva naturii, împotriva copacilor. Copacul fiind, de fapt, cel mai bun prieten al omului. Dar mie că vom descoperi acest lucru când nu vom mai fi ca planete. Ce importanță are un copac. Și vreau să vă spun, apropo de copacii pe care îi apăr atât de subtil Cristinel, că o inițiativă, chiar în Piatra Neamț, punea anunțuri pe copaci foarte interesante. Unele dintre ele chiar tandre, îmbrățișează-mă, sunt fratele tău. Și așa mai departe. Este ceea ce face el, sigur, cu alte mijloace. Sigur, când e vorba de peisaj, mulți spun, nimic mai simplu, te îndrepți cu fața spre ceva, spre natură, îți alegi câteva elemente, întotdeauna vei găsi un deal, o vale, un munte, o apă, o luncă și așa mai departe și n-ai decât să o surprinzi. Departe de adevăr acest lucru, uitați-vă la prima lucrare, la această dinamică. Aparent avem un singur punct de fugă acolo, undeva în prima treime de jos. În realitate, lucrarea, cum să spun, vă pot spune pe cuvânt că avem un chiasm perfect acolo și apoi câteva linii care chiar ne duc la sinusoide. Deci, lucrări foarte, foarte interesante. Sigur, suntem într-o perioadă grea, pandemică. Grecii aveau un cuvânt paideia, care însemna cu totul altceva. Noi avem pandeia, ceea ce ne obligă să ne modificăm comportamentul. Iată, n-aș fi crezut în urmă cu un an că voi purta botniță și o fac din respect pentru dumneavoastră și din solidaritate cu mine și dumneavoastră reacționați la fel. Dar mai grav este că începem să ne uităm ochii, să ne uităm vorbele, să ne uităm sentimentele și atunci o expoziție în care asistăm la reabilitarea imaginii e mai mult decât necesare. Un critic precum Herbert Reed vorbea de imagine și idee. Dacă ideile sunt din ce în ce mai rarefiate, nu spun că au dispărut, iată că avem nevoie de imagini care vin peste noi
Și imaginați-vă că sunteți undeva în carantină și priviți pe fereastră asemenea imagini. Vreau să vă spun că pierdeți foarte puțin spre deosebire de alții care au un singur, o singură fereastră și o singură imagine. În rest, totul e tăcere, putem vorbi de fiecare tablou, de fiecare... O voi face probabil într-o cronică sau alta, nu asta e vorba. Să le mulțumim în numele meu personal și a dumneavoastră ca pe tren pentru faptul că au venit aproape clandestin aici, deci și că pietrenii se vor bucura timp de 12 zile, două săptămâni de lucrările celor doi expozanți și că cu siguranță această expoziție va fi una de top. Vă mulțumesc! În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Lucian Strochi pentru cuvântul percutant, adevărat și dintotdeauna bun. E o laudă pe care eu cel puțin simt că nu o merit chiar pe deplin, așa frumos cum a spus-o. Dar pentru Cristinel sunt cu sufletul adevărat, înspre tot ce a spus domnul Stroi. Într-adevăr, dânsul are o putere de pătrundere reală, adâncă și fără fasta patucuri spectaculare, spune lucrurilor pe nume. Este un lucru bun, mai ales în critica și fie așa literară sau picturală, pentru că de multe ori se întâmplă în asemenea ocazie să se spună niște lucruri absolut aleatorii, fără niciun fel de ficțialitate. Mă bucur să aud un cuvânt cu adevărat percutant, să fim sinceri. Dânsul știe să vadă, nu este un mare lucru astăzi, când datorită exploziei unei
fel de culturi absolut aiurești, să totuși să vezi niște lucruri. Pentru că e o grămadă astăzi și de cărți, și de teorii, și de nu știu ce, dar o grămadă aiure. M-am bucurat să vin la Piatra și mai ales să fiu alături de Cristi, un pictor cu un artist plastic cu putere foarte arborește în tine. În primul rând ar vrea să, în cartea pe care am scris-o despre proarte, adică o revigorare a picturii romașcane, Chestinel ocupă un loc important. În primul rând, așa cum a subliniat și domnul Strog, e un grafician de forță. Grafica impune o așezare și o meticulozitate de multe ori chiar chinuitoare. În primul rând, ca să exprimi pe cineva grafic, trebuie să-l pătrunzi. Și Cristi are această putere. În afară de asta, acum am expus amândoi ce am lucrat în toamna asta, dar Cristi este și un pictor religios de seamă. Este un mare lucru. Astăzi, și în pictura religioasă, ca și în pictura mai, nu știu cum, modernă sau laică, sau cum vreți să-i spuneți, profană, intervine spectacularul, care este o prostie, o cădere a artei. La Cristi, pictura religioasă vine de undeva din luntru. El este un suflet curat, care înainte de a picta știe să se închine, să se roage la rugăciunea aceea care să-i miște șoapta de sus mână. Și ca peisagist, foarte frumos a subliniat domnul Strog, Cristi are meritele lui. Poate câteodată se întâmplă să grafica să se umble cu lucrare, cu culoare, mai nu știu cum. Însă, în marea majoritate de aici, este o demonstrație de ceea ce înseamnă firul culorii bine condus. Cristi simte duhul peisajului. El nu este un meseriaș, el este un artist. Și cu asta aș vrea să închei. Mulțumesc mult, domnul profesor. Să-mi dau o mască jos un pic, ca să ne putem auzi mai bine. Mulțumesc, în primul rând, domnului Lucian Strochi. Mă bucur foarte mult că avem o colaborare frumoasă. Cred că este, nu știu, al șaselea, al șaptelea vernisaj pe care mi-l faceți, nici nu mai știu numărul, nu contează. Mulțumesc și domnului profesor Adamovici că a acceptat să vină cu mine la Piatra Neamț, pentru că, într-adevăr, locul îmi era rezervat doar mie, pe Sacalul Cristian Lionel, dar m-am gândit că majoritatea lucrărilor de aici sunt făcute împreună, la peisaj, chiar la fața locului. Am umblat împreună, vreau să vă spun, pe la mănăstiri, la Mănăstirea Neamțului, toată zona Mănăstirii Neamțului, prin păduri, peste tot, cu șebaletul în spate, cu culori după noi, cu de toate. Și e destul de greu, e destul de complicat. Lumea crede că e simplu să faci un tablou. Nu e un simplu tablou făcut în atelier, sunt lucrări făcute la fața locului, în natură, în vânt, în ploaie, în soare puternic, câteodată. Într-adevăr, e ceva ce nu se poate descrie prea mult prin cuvinte. E un sentiment plăcut să stai, să lucrezi
și să înveți, pentru că am învățat foarte mult unul de la altul. Eu am luat foarte multe lucruri de la domnul profesor și cu siguranță a fost și invers. Bineînțeles, fiecare cu stilul lui. Sunt, într-adevăr, foarte multe căutări, după cum vedeți, monocromie, lucrări mai grafice, mai foarte multe eboșe. Deci, sunt lucrări făcute la fața locului care nu s-a mai intervenit în atelier. Nu-mi place niciodată să merg mai departe, să le stric în atelier, pentru că sunt foarte mulți care fac lucrul acest. Lucrează natura, apoi în atelier le continuă și, din păcate, se pierde din ceea ce simți atunci, în momentul respectiv. Ce să vă spun? Vă mulțumesc foarte mult tuturor că ați venit. Chiar dacă suntem într-un număr mai mic, nu are importanță, este foarte bine, având în vedere problemele care sunt actuale. Expoziția va rămâne deschisă 2 săptămâni. Sper să vă placă, să o savurați, cum a spus și domnul profesor, câte o fereastră spre natură. Da. Vă mulțumesc! Thank you.